Este zadarnic, spunea Constantin Noica, să întârzi asupra cuvintelor dacă descoperi ceea ce știe toată lumea. În ciuda acestei afirmații, ne vom ocupa astăzi de ceea ce știe toată lumea vorbitoare de limba română, de cuvântul dor. Credeți că îi cunoașteți toate înțelesurile, toate nuanțele și întrebuințările? Să vedem! Moștenit din latina populară, mai exact din dolus, care însemna durere și era un derivat al verbului dolere, a durea, dor ni se înfățișează astăzi ca un cuvânt românesc specific, aproape intraductibil în alte limbi. Nu este poate lipsit de interes să menționăm că același termen, dolus, de unde noi l-am dobândit pe dor, a devenit în franceză deuil, adică doliu. De altfel, în latină, termenul cuvenit pentru durere nu era dolus, ci dolor, format de la aceeași rădăcină dol și păstrat de limbile romanice. Rădăcina dol se regăsește în câteva neologisme romanice, ca de exemplu în cuvântul doleanță, care înseamnă cerere sau plângere, condoleanțe, întrebuințat numai la plural și care înseamnă a împărtăși aceeași durere. Din același trunchi provin ca împrumuturi romanice indolent și indolență. La origine stă cuvântul dolens, adică cel care suferă, cel pe care îl doare. Prefixul in răstoarnă sensul așa încât indolent înseamnă cel pe care nu îl doare, cel lipsit de sensibilitate sau indiferent. În legătură cu verbul a durea, atât de strâns legat de dor, amintim că nu poate fi întrebuințat decât la persoana a treia. Zicem astfel, mă doare capul, iar în poezie citim și ochii mari și grei, mă dor, privirea ta mă arde. Dor, a durea, doleanță, condoleanțe, indolent, reprezintă în ultima analiză aceeași origine latină, cuvântul dolere. Dar tâlcurile adânci ale dorului trebuie căutate în zona tristeții, a regretului, în durerea pierderii, dar și în dorința, râvna, nădejdea, abia mijită, a regăsirii. Deși termenul are un sens imposibil de prins într-o definiție riguroasă, putem spune că ecuația dorului este rezultatul sumei dintre durere și dorință. Sau, cum spunea Constantin Noica, plăcere și durere, căutare și negăsire. În cartea sa, intitulată Reflecții despre spiritualitatea poporului român, părintele Dumitru Stăniloae așează dorul între elementele care dau individualitate poporului nostru. Omul occidental nu are un cuvânt pentru trăirea acestei legături care persistă atât de puternic în ființa românului. În dor, românul trăiește simțirea intensă a legăturii în care se află cu cei cu care a viețuit. În dor trăiește durerea absenței lor. În speranța că parcursul prin istoria cuvântului dor n-a fost zadarnic, cu îngăduința dumneavoastră ne oprim astăzi aici. Sunt Eugenia Drișcu, vă doresc numai bine!